Astăzi vreau să vorbesc despre mai multe lucruri, în primul rând despre păciuri. Da? Suntem în cadrul unui curs de extensii de gene fir cu fir. Am aici trei colege, Narcisa, Madalina și Elena. Suntem într-a doua zi de curs. Am reușit să testăm păciurile, o parte de fapt, astăzi testăm cea de-a doua parte a păciurilor. Până acum am aplicat câteva genuți, am învățat să facem întreținerea și îndepărtarea. Fetele au încercat banda. Cineva e contra, cineva e binevenită banda, deci părerile sunt împărțite. De asta noi și la curs învățăm absolut toate variantele. Deja fetele pe viitor își aleg care e mai ok pentru ele. Desigur că încercăm să facem cât mai bine pentru client și desigur că pentru client păciurile sunt cele mai comode, cele mai bune și cele mai nesimțite, dacă pot să zic, fiindcă cu bandă, la sfârșit, când scoatem banda, clientul simte un pic de disconfort. Cel mai des clienții au senzația că îi se face epilare, da? La genuțele de jos. Ce ține de păciuri? Păciurile, dacă e să vii mai aproape un pic, păciurile sunt foarte diferite pe piață, avem ca formă diferită, avem ca grosime diferită, da? Deci aici avem păciurile ceva mai grosuțe, aici avem păciurile ceva mai subțiri. Da? Foarte transparente și subțiri. Desigur că eu am să demonstrez cum să aplic acel păci. Modelul, am te rog să mă ajut să ții aici degițelul, da? Și am să aplic acest păci, să deschizi ochiul. Încercăm să te uiți cât mai aproape la mine. Mai așa. Am să intru printre rândurile de genuțe, da? Și clientul închide ochiul. Nici într-un caz nu intrăm în ochii clientului. Așa. Și după care îl punem. Foarte des mi se pune întrebarea care este mai ok și cu care păci mie îmi place să lucrez. Mie îmi place să lucrez atât cu păciurile groase, cât și cu păciurile mai subțiri. Cu păciurile mai subțiri îmi place să lucrez foarte mult la persoanele care au genele de jos foarte scurte, foarte fine. Nu foarte ondulate. Cu păciurile groase îmi place să lucrez atunci la clienții care au genele ceva mai lungi, genele de jos mă refer, și sunt foarte curbate, fiindcă le astupă foarte bine și le ascunde foarte bine. Cum? Greutatea păciului. Greutatea, da, exact, fiindcă e mai greu, deci apasă peste genunchi și foarte bine le acoperă. Dar și astea subțiri, după cum vedeți, destul de bine s-a acoperit. Încă un lucru care vreau eu să vă vorbesc astăzi este, avem un model care, cu siguranță, multe dintre voi au avut cliente la care ochiul nu se închide foarte bine. Da? Deci avem modelul respectiv, se vede foarte bine că ochiul e practic un pic întredeschis. Ce putem face noi ca să nu intre vaporii de adeziv în ochii clientului? Da? Deci sunt mai multe metode și astăzi am să încerc să vă arăt aceste metode, să vedeți și voi cum și ce puteți să faceți. Una din metode este să puneți acel păci care este un pic mai grosuț, să puneți peste pleoapa clientului, da? Și atunci, de la așa zisa greutate a păciului, se închide ochiul respectiv. Aici, iarăși, părerile sunt împărțite, dat fiind faptul că multele incomod, da, să lucreze peste acest păci, practic nu văd rădăcina. Ce putem noi să facem? Putem să facem următoarea chestie, da? Lipim două sau trei genuțe, câte aveți voi nevoie ca să acoperim tot ochiul. Înmuiem un pic penseta în adeziv, da? Foarte puțin înmuie în adeziv, după care caut o genuță de pe rândul de jos și vin și o lipesc de păci. Țin un pic cu penseta murdară de adeziv și o lipesc de păci, da? Mă duc și la mijloc, da? Ca să fiu sigură că practic tot ochiul o să fie închis, da? Se vede bine, nu e blurat. Lumina nu e. Și așa. Punem și pe mijloc, da, să fie lipită. Și vin și pe interior ca să fiu sigură că tot ochiul, deci este acoperit și nu o să intre vaporii de adeziv în ochi. După care, noi foarte ușor o să lucrăm pe fiecare genuță în parte și la sfârșit, când
O să finisăm lucrarea. Genuțele astea care noi le-am lipit, o să le dezlipim de pe păci, da? O să curățim acel surplus de adeziv cu care noi am pus și respectiv pe ele la fel o să aplicăm în ultimul moment. Da. Și putem să deschidem ochii și atunci cu siguranță clientul nu va simți nici un disconfort și niciun deranj. Da? Cam asta am avut, vă zice, deja voi vă alegeți care păciuri le aveți în aveți și doriți să lucrați cu ele. Păciurile de obicei vin în pungulițe, aici astea care sunt mai groase sunt două la număr, astea care sunt în formatul mai subțire sunt două perechi, da? Adică vă ajung pentru doi clienți. Așa că vedeți voi care păciuri vi-s mai comode, testați și atunci cu siguranță o să înțelegeți care e mai ok pentru voi. Produsele care există astăzi pe piață sunt foarte variate și varietatea lor de fapt este pentru noi care suntem toate absolut diferite și cuiva îi place să lucreze cu păciuri mai groase, cuiva îi place să lucreze cu păciuri mai subțiri, de asta avem de unde să alegem. Testați și vedeți voi care e mai ok pentru voi. Spor la treabă și o zi bună să aveți în continuare!